Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Băieți, suntem pe serverul Doom România Roleplay și după cum v-am învățat, deja mi-am pus și webcam. Deci, alo! Să nu uitați de butonul de like, subscribe, am zis frumos de săptămâna trecută că o să-mi pun. Acum, na, poate nu e, nu știu ce mai frumos de nume, dar se mai întâmplă, asta e. Păi, în continuare, după live-ul de duminică, am zis că vreau să continui cu acest Doom. Deci, un om de notă 10 pe roleplay, na. Puteți să găsești și chestia asta. Hai să dăm drumul. Ai revenit? Stai că dă mașina până atunci mai departe. Și vreau să facem ceva mai inedit. Băi, ești curios. Oare dacă merge treaba în continuare, aș cam vrea să intru în poliție să vedem care e toată schema, știi? Și na. Ai revenit? Am înțeles. O zi să mă căstăm 2 minute. FK, cam așa să zic, și na. Până revine el, vreau să văd ceva aici. Mamă, ce apel am primit. Numai să vină băiatul. Asta e. Cel mai bine așa și mai avem încă două Sunt chestii. gata. Nu, bun, mă auzi? Da. Vezi că îmi permit un telefon. Că o să fie o mașină mai aici, mai încolo, parcată între munți. Să Da. sperăm că e mașina acolo, care e plină de droguri. Mă poți Da. ajuta? Da, și Sau o stai că dau un transportăm? mesaj? Da, știu unde ducem. Până acolo, lângă showroom, este un bar. Da. Da. Dacă știi, a fost un Ăla motel care intri? găsit. Fost Ala un motel, da. care ai acces intri, era perfect. Acolo unde faci praf de pușcă, dacă nu înșel. Oh, scuză-mă. Am avut și chipiu? Da, am înțeles. Poți să ți le iei înapoi? Da, las-o acolo. Nu, no, bine atunci. Fii atent, am primit tot apelul că mesajul că alea sunt băgate în... Alea sunt Stai așa. aruncate, știi? Stai că are unul nevoie de mine în Am chestul înțeles. ăsta. Acum? Da. Fuuu, mai bine. Na, hai să vedem de alea drogurile alea. Băi, da, acest episod este Merge organizat. repede și pe aia vedem. Bine. Hai să vedem ce vrea să zică chestorul. Sper să nu le iei cineva cât timp pe seara. Dacă vrei, poți să rămâi afară, mașină și mă aștepți. Păi, na, acum e egal. Nu știu. Că-ți dai seama că nu știu dacă ar fi chiar ok cu chestul. Da. Să apar și eu acolo, să zic, bă, tai că acum am venit și eu, știi? Da. Na. Au și vrea de la mine, cine știe. Nu, tot să nu spun nimic, lasă-mă pe undeva pe înainte. Și tot acolo unde m-a lăsat ne întâlnim după aia, știi? Da. Da, o să dureze un pic mai mult episodul ăsta, dar... na. Vezi că scorbele periculoase astea. Da, știu. No, și fii atent, acolo sunt niște droguri în care pur și simplu noi le luăm de acolo, lăsate acolo în boscheț, le băgăm la tine repede mașina, eu îți Da. văd numai vă două, trei pachete și după aia îți dau banii. Ok. Trebuie să mă duc să scot niște bani. Na, normal, na, dacă avem bani, trebuie să trec până la bancă. Sper să nu mă dea asta în gât, să zic așa. Care să fie gen, bă, că știi, lucrează cu mine unul alta, dar de fapt omul cam urmărește mai multe chestii în care de fapt vrea să destramă marfa cu curcubeu. Mamă, te-a dat, Vrei să iau vreo altă mașină sau? nu, e ok asta, sau nu, depinde cum. Nu știu, pot să iau Loganul, Polo. Ceva ce să nu fi prea Prea văzut. joasă? Prea văzută? Da. N-ai tu ceva privată? Ba da, am. 4x4 ceva? 4x4 n-am, am un Honda Civic. Ah, ok. Geamul fumurii sau? Dacia 1310. Mă, eu am un Toyota atunci. Hai cu un Toyota, lasă-mă la un garaj. Ah, trebuie să mă Și ne întâlnim aici la secție, nu știu, 2-3 minute.
Dar ăla, că încerc să termin repede cu el. Mm-hmm. Bine atunci. Da, las-mă la garajul din față, știi? Dar ăla. No, mă duc repede, scot niște bani, zi-mi prețul că cât vrei pe chestia asta. Nu știu, chiar nu fac neapărat ajunge pentru bani. E perfect. Bun, ok. Hai că ne trimit acolo la secție. Dar da. Hai să mergem repede să scoatem niște bănuți, să vedem dacă mai avem loc de mâncare. Așa. Am vrut să încerc ceva. Na. Vă place mașina, a? Să vezi cum ți aude. Na, nu m-am motorină multă, dar... Ăla țigan, mă? Mamă, țiganule. Te-ai cam ajuns, BMW, un alta. Dar nu știu dacă el e, dar... asta e. Bun, hai mergem repede până aici, la magazinul ăsta, scoate și niște bănuți pe cam și plinul, că să nu ne bag ceva în el. Mi-au luat una, două banii. Mamă, ce mașină sunt pe aici, ești nebună în cap. Închide vehiculul. Mere, ne vedem de treabă. 2 minute pe ceas. Bun. Deci cam vo... 2000-3000, hai să scoatem 3000. În care mergem, ne mai cumpărăm un pic de apă. O două bucăți. Și shawarma. Bun. Mergem, băgăm repede motorina. Easy peasy, știi, combinații. Vedem ce, care toată schema. Hai, domnul, deschide. Alo. Cred că m-am făcut mașina. Bun. Am sfârșit. Băi, da, e frumos. Frumos rolul pe care îl fac, băieții. Îmi place. Și cu unul de asta ne putem și distra, să zic așa. Părăzesc corupi, știi? N-aia, pe dracu, nu mă interesează. E ok, mă, deci asta e. Bun, deci a zis 2000. Hai să... am scos 2000-3000 am scos eu. Na, câți cu câți rămân, pe asta e plătit taxe. Că și așa n-am mai luat deja de foarte mult timp. Da, acest episod o să dureze un pic cam mult. Dar vom schimba planul. O să schimbăm. Până... nu știu, o să vedeți. Asta e o surpriză. Nu mi ajunge că degeaba, că îi dai în gură la mașina asta și nici nu știi ce să faci. Dar vezi, asta pe unde reparvă, că ajung față sau jugul ăsta din spate? Aici e parvă așa. Băi, am oprire așa, gen, știi, cu webcam-ul. E un pic gen ciudat că n-am mai făcut așa ceva, deci... na. Bag ceva în el, mașină. Bun, hai mergem după om. Cât de repede să nu mie nici mie din bani. Nu vine nimeni. Run. Ia, așa arată înăuntru. Păcat că nu se poate semnaliza. Dar... na, vedem după aia. Ce prost și-a lăsat motoreta acolo, jos. Sper să nu... fie polițist, nu e polițist. Nu mi zice că o da pe ăsta polițist, băi. Nu am înțeles. Domne, stați domne pe loc, lăsați-mi domne aici unde duceți, domne. Ce cu ăla? Am înțeles. Hai că aici e mașina polițistului. Merg până înăuntru să vedem care toată schema. Sper să nu mă trezesc cu ceva surprize pe acolo. Ok, na, mai o fă obiceiul. Pe unde e? Office. Am înțeles, aici vă faceți asigurare și de alea, dar eu nu am nevoie. Am înțeles, în spate, nu? Aici cred că aici la interogatoriu. No, bun. Ce căutați? V-ați jucat ceva? Da, pe domnul care, colegul tău, este un coleg aici. Sunt numele de Alex. A, fugi la Corleone, fugi.
A fugit de aici? Nu, fugi la el, adică. E păi unde e? Se poate vorbi în cu el? În spate la celule. Se poate, se poate. Două amende. Ok, mersi. Ce au zis, amendă? Documente, gata. Așa. Deci vă permiteți să plătiți amendă? Adică cât vine plătatul? Stați așa. Uite-l pe ăsta. Vine așa. 1500 de lei. Vă rog frumos, așteaptă puțin. E o să. Dar ar aștept. 1500 de lei, vă permit să plătiți? Hai, aștept afară. Mamă, ce au păște pe aici? Ce-ar fi să-i furăm? Se poate fura? Am 3000 total la mine, știu să mă ieși pe care te dezi. Păi ori plătiți amenda, ori faceți pușcărie. Am înțeles, parcă pe mine la pușcărie. A, alegeți dumneavoastră. Nu știu, dumneavoastră ce vreți? Păi, pentru mine e indiferent. Dacă voi am până acum, crede-mă, că ori te băgam la pușcărie, ori îți luam bani. Aole, pe ăla. Tu decizi. Da. Se mai poate te un pic de tot din amendă. Un pic, să mai am și eu no. Pâine. Ați auzit ce a zis domnul? E, șeful. Șeful, s-a plecat șeful. Un pic de a plecat șeful. Domnul, îl negociem aici, suntem la piață, vi se pare că vând cartofi sau? Domne, eu vând cartofi. Păi. Atunci dați-mi bani și dumneavoastră pe pen. Aveți un minut la dispoziție să vă gândiți dacă plătiți amenda sau mergem la pușcărie. Da, da. Și o să aveți 15 luni de închisoare. Pentru? Pentru că nu ați plătit amenda. A, dacă nu plătesc amenda? Da. Păi, te-am zis să ai un minut începând de acum. Da, 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 da. Hai, ce s-a făcut domnul Roșu, că eu stau aici acum. E, vezi, vișineu, prodere. Nu tot este culanul. Păi, hai. Mamă, să poți să mă. Păi, ar zis un minut, să trec un minut. Plătește amenda? Mamă, ce le-a păi, păsat. Trec un minut, domnul polițist. Uite, număr acum, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 20. Se vede că vindeți cartofi în piață, de ce-ți vă mint? Se vede că ești dumneavoastră să vindeți pe peni în piață. De ce-ți vă mint? Văd că aveți chef de glume, deci așa că o să vă rog să vă ridicați ca să vă încătușe și mergem direct la... la pușcărie, că văd că nu mai scoate la capăt. Plătesc la mine, da, așa ziceam și eu. Să spuneți din nou numele, ca să scriu aici în proces. Mă uita cum îl cheamă. Pedofilesc. Am înțeles. Nice nume. Nice, nume, hai să-l așteptăm pe om afară, să-și facă treaba. Și după mergem una, două, cum face combinația, salut. Sper să nu mai iei banii de taxă până atunci, că e jale, e jale. E, nu știu, așa. 250. Gata, să rămână? Lași semnați aici, procesul verbal, sunteți liber. Gata. Sănătate. Să rămână, numai bine vă doresc. Haide. Pentru ce intrăm mă la pușcării? Am intrat pre. Păi? De ce era acolo? Că nu cred că vindeai pepe. Neoane, neoane, nebunii, helicoptere, belicoptere. Am înțeles. Na, mult succes, ai avut noroc. Mi-a furat și mașina, țăgani. Hai că nu mi-a dus mașina în spate. Uitați aici actele de... handicapat, bine, se tot la mic. Conduc eu? Da, hai condu tu. Care, asta roșie? Da, văd că au mutat-o careva, nu știu cum, dar au mutat-o fără cheie. Stai un pic că trebuie să deschid. Ia încearcă. Am împins-o. Stai un pic. Acum. Iară. Coboară și deschide mișa, că am puțină pareză. Încearcă. Nu, no, coboară și deschide mușa din față. Nu, no, te-am zis, coboară, deschide mușa. Te rog încă o dată. Mă păie mașină. Hai, oh. Doar deschide mușa, că după aia intră eu. Te dracu de hârb. Așa. Am înțeles. Hai că iau eu Mazda, haide, haide. Bă, frate, să uite la și față. Acum, acum ieși și nu mai închide ușa. Haide. Am mă, ieși. Vreau și eu să conduc. Nu! Deschide-o din nou și gen pleacă repede ca să-ți mai închidă.
Hai, du-te, du-te, du-te. Am înțeles, du-te. Hai, mă ia masa, du-o, dracule. Hai. Mă, păie mașina. Tu, asta-i Mazda, mă? Asta-i Mazda, mă? Nu, mergem la garaj. Am înțeles. Asta, dau deja bănuțe pe faza asta. Până nu e prea târziu. Da. Hai că și știu să dau banii. Interacționează, cer pe lupte, nu oferă bani. Ia ia banii ăștia de acolo. Am înțeles. Mers. Nu, mersi eu. Pot să sparg geamul ăsta. O să fiu atent. Centură. Oprește muzica. Bun, mersi. Fii atent. Mergi acolo lângă casa la noi, unde am fost înainte. Da. Și, adică nu, înainte mergem pe acolo pe unde te-ai dus tu cu oamenii aia, pe unde m-ai băgat tu pe drumul ăla. Și zic eu că îți oprești, da, da, da. Și de acolo cum l-am luat, mergem direct la casă. Acolo am primit comandă să le duc. Eu nu m-am avut 3 bucăți, deci nu, am cap într-o cutie. Da, da. Cred că ai o cutie la tine, nu? Da. La bun, atunci. Am portbagaj acolo. Mhm. Bă, dar ce fain interiorul. Bă, că ai de toate pe aici. Da, da, pă, dacă dau o curbă mă răstorn. Să mai întâmplă. Las că poate... Să... Yo. Despre ce vorbeam. Mamă, se ajută lui Dumnezeu. Ești nebun la cap. Am înțeles, cu te de cibrite. Da, ia, că mi-a dat ajunge, nu? Da, 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 că s-a dat 300. 300, da, se răstornă. Da, n-ai zis aici, 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 aici. Nici pe frâne nu mergi. Da, cred că ți-a luat țapă cu mașina asta cu metre. Da, clar. Mă, te piși pe coborând, da? Da, pe aici, du-te, du-te, mai în față și oprește. Oprește și farurile. Aici, 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 bine, 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 bine. Ia, hai. Deschide portbagajul acolo. Dacă tot ai scai. Mamă, ce greu. Hai cu mine, ajută-mă, te rog frumos. Hai că vine dacă. Hai să punem repede drogurile. Să nu mă vadă. Fii atent, tot, eu desc... Mă rog, eu îți las asta aici și le tot pui. Ia, aici să. Așa? Ia, pune-le, pune-le în cutie. Da, așa, să-i scot din buzunar. Nu din buzunar, mă, din boscheți, mă. Sau vorbești cum... L-ai pus, mă? Mișcă-te mai repede, bă, nebunule, că poate te urmărește careva. Așa, fel așa. Mă, vezi că-s vreo 3-4 bucăți cam pe acolo. Gata. Bun, aaa, ce grea-i. Haide, hai. Ușor. Stai-ți mă ochiul înainte dacă e ceva. Du-te, du-te, du-te și uite-te. M-am înțeles. Liber, liber. Hai că mai... Am mai repede. Io... Închide, închide, închide repede. Hai la casă. Ha. Dar ce căuta așa făta acolo? Ei, este doar oameni, doar unul. Am înțeles. Sper că nu te-a întrebat cine știe ce... Da, no, nu, no, nu. No. Nici nu-și imaginez. Mm-hmm. Bun, atunci. Vezi că poate ajunge undeva mai sus până data viitoare. Da. Vedem noi ce-a fi. Păi da. Poate te bag unul dintre noi, știi? Vedem. Cine știe? Bine, glumesc. Sau nu, vedem. Hai, mă, să ajungem mai repede. Da, da, da. 300. Sper să nu iei curbă. Sau să nu vină unul din față. N-au. Voi lua eu cutia. Și pe după aia tot ce faci? Unde mergi? Poftim? Unde mergi după cutia asta? Mă, ca acasă. Am înțeles. Bine atunci. Că atunci când e de ceva, unde te caut la secție? Mă caut la secție, pe acolo sunt. Până oraș, mm-hmm, dacă vezi. Bine atunci. Că oricum și eu după aia mă duc până în oraș. M-am niște combinații cu ceva buturi în alta. Aha. Bine, vreau să le beau, nu.
Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să butonul de like, subscribe, am fost am happy. Happy. Și ne termin data viitoare la un nou episod. Mă duc să descarc acum toate chestiile astea. Le pun acolo un secret. Bă, nu trebuie să știți. Glumesc. Oricum le vedeți. Și împreună cu băiatul nostru, am uitat cum numele, încerc scuze dacă tu vezi la videoclip. E un server frumos, hard roleplay, deci... da. Eu v-am lăsat. Salut!